Ora 23, bună seara! Regimul politic și militar de la Kremlin se confruntă cu cea mai mare criza sa după ce Evgheni Prigojin a demarat o operațiune catalogată de Putin drept înaltă trădare. Au fost 24 de ore în care Evgheni Prigojin a preluat controlul asupra Rostov, punct strategic pentru ruși pentru războiul din Ucraina. A trimis trupele Wagner în marș spre Moscova pentru ca apoi să le ordone să se întoarcă. Un mesaj audio recent al lui Evgheni Prigojin anunță că trupele Wagner și-au oprit înainte spre Moscova și se vor întoarce spre taberele de luptă. De ce a oprit Prigojin rebeliunea și ce înseamnă acest gest pentru Rusia? Cum rămâne Putin după cutremurul de azi și cine are de câștigat după întregul episod? Despre toate acestea discutăm cu profesorul de istorie Adrian Niculescu, colonelul Ion Petrescu și Răzvan Munteanu, realizatorul emisiunii Czech Media. Să vedem pentru început derularea evenimentelor de astăzi. Așadar, surpriza serii a fost schimbarea subită de situație în Rusia, unde forțele grupului Wagner s-au oprit înainte de a ajunge la Moscova. Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi luat decizia după ce a discutat cu președintele Belarusului, Alexander Lukashenko. Anterior, grupul Wagner preluase controlul orașelor Rostov și Voronezh, după ce avusese și mai multe ciocniri cu armata rusă. Мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a stopat înaintarea forțelor sale la doar câțiva zeci de kilometri de Moscova. Potrivit presei ruse, el ar fi luat această decizie în urma unei discuții telefonice pe care a avut-o cu președintele bielorus, Alexander Lukashenko. Președintele bielorus, Alexander Lukashenko, a purtat discuții cu șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, în cadrul cărora Prigojin a fost de acord să-și oprească trupele și să detensioneze situația. Va încerca să se găsească o variantă acceptabilă de detensionare cu garanții de securitate pentru luptătorii lui Wagner PMC, a precizat postul rus de televiziune Rosia 24. În replică, președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit lui Alexander Lukashenko pentru munca depusă. Acordul dintre Prigojin și președintele bielorus vine după mai bine de 24 de ore de insurecție armată a grupului Wagner, care a generat panica generală la Moscova, pe ale cărei străzi locuitorii au văzut taburi și camioane militare. Înainte să fie opriți de Evgheni Prigojin, aproximativ 5.000 de luptători Wagner se îndreptau spre Moscova. Pentru a încetini, forțele loiale Kremlinului au improvizat baricade cu autobuze și șanțuri pe principalele căi de acces către capitala rusă. Trupele Wagner au trecut însă ușor de ele. Wagner a vizim răscuiacili, răscatali, blei, guslimi, nahui. Tu storanu zăcrită. De asemenea, la intrarea în Moscova au fost amplasate și puncte de control. Anterior, grupul Wagner preluase și controlul orașului Voronezh, un punct cheie în drumul spre Moscova, și a doborât mai multe elicoptere, precum și un avion al armatei ruse. Primul oraș al cărui control a fost preluat de grupul Wagner a fost Rostov, unde se găsește și comandamentul districtului militar sudic al forțelor regulate ruse. În Rostov, nu toți locuitorii au primit pe luptătorii Wagner cu brațele deschise, astfel că atunci când și-au anunțat plecarea, unii locuitori s-au bucurat. Aaaa!
Mulți alți locuitori ai orașului au preferat însă să plece din Rostov cu trenul. Pe fondul convulsiilor interne, Rusia a avertizat Occidentul să nu încerce să profite de pe urma situației pentru a-și atinge așa numitele obiective rusofobe. Avertizăm țările occidentale împotriva oricăror încercări la o posibilă utilizare a situației interne din Rusia pentru a-și atinge obiectivele rusofobe. Astfel de încercări sunt zadarnice și nu vor găsi răspuns nici în Rusia, nici în rândul forțelor politice sensibile din străinătate, a transmis Ministerul Rus de Externe. La scurt timp de la izbucnirea incidentelor, liderul cecen Ramzan Kadyrov și-a declarat loialitatea față de președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, vehiculele blindate ale liderului cecen au fost raportate în vecinătatea orașului, blocate însă în trafic. Este pentru prima dată când autoritatea președintelui Vladimir Putin este contestată atât de clar și este pentru prima dată în ultimii 100 de ani când pe teritoriul Rusiei a avut loc o insurecție armată. Comentarii pe marginea deznodământului acestei zile cu invitații mei, profesorul de istorie Adrian Niculescu. Bună seara din nou, domnule profesor! Bună, doamnă, mulțumesc frumos pentru invitație! Colonelul Ion Petrescu, colegul. Bună seara, domnule Petrescu! Domnule, mulțumesc frumos pentru invitație. Și Răzvan Munteanu, realizatorul emisiunii Czech Media. Bună seara, Răzvan. Domnule colonel, am să încep cu dumneavoastră. După o zi în care Evgeni Prigojin a preluat controlul asupra Rostov, punct strategic pentru ruși în războiul din Ucraina, a trimis trupele Wagner în marș spre Moscova pentru ca apoi să le ordone să se întoarcă. V-a surprins acest deznodământ? A surprins pe foarte multă lume, deși acum dacă ne uităm la primele momente ale lui Prigojin în cazarma comandamentului din Rostov, unde a intrat ca la el acasă, fără lupte, deși anterior desfășurase luptător pe asfaltul localității, adusese blindate, acolo a fost primit ca un camarad de ajunctul ministrului apărării și de ajunctul Direcției de Informații Militare a Armatei Ruse, cu care, după cum știți, a stat de vorbă cordial, le-a explicat ce obiective își propune, că îi cheamă pe Șoigu și Gerasimov acolo. După umila mea părere, cred că atunci și-a prezentat condițiile care au fost raportate la Moscova și pe timpul deplasării din Rostov până la 350 de km distanță de către Moscova, s-au purtat discuțiile cu cei care conduc acum Federația Rusă. Includerea președintelui Belarus este o glumă în această ecuație politică. Dar totuși, care e rostul ei? Pentru a arăta că există la nivelul președintelui Putin capacitate de dialog, sigur, nu cu revoltații, ci cu cel care este de acord în continuare ca Belarusul cu Rusia să constituie Uniunea de state care vor putea în viitor, în viziunea lor, să refacă, din punct de vedere teritorial, spațiul ex-sovietic în granițele Federației Ruse, primul pas fiind prin ocuparea 17% din teritoriul ucrainian. Da, este o surpriză această înțelegere, dar trebuie să arătăm că Prigojin practic a câștigat tot ceea ce a cerut. Vom vedea când și cum le va explica celor interesați de acest subiect reperele înțelegerii. La momentul la care difuzați emisiunea, deja au început primele trupe ale lui Wagner să se retragă din orașul Rostov pe Don, ceea ce arată că planul avea două variante, unul de intimidare a președintelui rus și al doilea de retragere în ordine spre aliniamentele menite a pregăti o nouă introducere în luptă pe frontul de est a celor 50.000 de militari care sunt încă în subordinea lui Wagner și sigur că sunt militari pe bază de contract. Domnule profesor, multă lume s-a întrebat azi, direct sau mai pe ocolite, e bine sau rău că lucrurile s-au oprit aici? Ce să spun?
Era mai bine dacă el, Prigojin, reușea, ceea ce eu cred că miza, cel puțin la un moment dat, ridicarea populației ruse, oamenilor de rând, a civililor, într-o răscoală generalizată împotriva lui Putin, fiindcă el a spus la un moment dat, vreau să-mi dau viața, era chiar pe o burtieră la dumneavoastră, vreau să-mi dau viața să eliberez Rusia. De cine să elibereze e foarte simplu, nu doar de Șoigu sau de comandantul nu știu care, dar e vorba de Putin, regim care cu minciuna și așa mai departe, sunt expresii ale lui, au prostit pe oameni și așa mai departe, care este de fapt convingerea și a noastră, e realitatea. Putin vorbește despre așa ziși naziști în Ucraina și așa mai departe. Deci, ca să spun sincer, eu cred că el miza pe asta și oricum unii acum interpretează totul a fost o rodomontadă, totul a fost o chestie absolut așa regizată, de operetă. Eu nu cred că e chiar atât de operetă. Cred că sunt niște falii adânci acolo. Apropo de aceste falii adânci, Răzvan Munteanu, apropo de un singur lucru, toată lumea e de acord, sistemul lui Putin este puternic fragilizat. Cine va profita de această fisură și în ce context ar putea liderul de la Kremlin să își refacă statutul? Acum depinde cum privim evenimentele care s-au petrecut în ultimele 24 de ore în Federația Rusă. Și dacă îmi permiți, știu că nu e frumos să te lauzi de unul singur, dar este meritul nostru, inclusiv al de unul TV. Noi astăzi la Czech Media am fost cu o viziune total diferită și care s-a dovedit a fi corectă cele din urmă, pentru că nu am marjat pe o lovitură de stat și nici pe schimbarea regimului Vladimir Putin, ci am mizat pe un scenariu, și aici trebuie să recunoaștem că discutăm în detalii de scenarii, am mizat tocmai pe acest scenariu al unei înțelegeri foarte bine organizate între Kremlin și Prigojin. Prigojin care, de altfel, a fost întotdeauna omul de care Vladimir Putin a avut nevoie în războiul din Ucraina, fie pentru a transmite mesaje pe care nu vrea să le transmită, fie pentru a avea o mână în armată care să recurgă la acțiuni care ar fi fost dăunătoare pentru Armata Federației Ruse și nu numai. S-ar putea ca în acest scenariu care s-a dovedit a fi corect până la urmă, cel puțin într-o foarte mare măsură, ca Vladimir Putin să iasă mai puternic decât putem bănui. Este clar că în Federația Rusă de câteva luni bune de zile sunt câteva fricțiuni, sunt mai multe centre de putere care sunt nemulțumite de Vladimir Putin, dar aș compara evenimentele din ultimele 24 de ore cu ce s-a întâmplat în vara anului 2016 în Turcia, atunci când am asistat la o lovitură de stat regizată, dar care l-a ajutat pe Recep Tayyip Erdogan să identifice adevăratele vulnerabilități și să înlăture oamenii care ar fi putut să amenințe regimul de la Ankara. Ok, cred ca să înțelegem cu toții și cei care nu au urmărit emisiunea de astăzi, cum ar fi sunat termenii acestui scenariu între Kremlin și Prigojin despre care vorbești? Se lua în calcul fie folosirea lui Prigojin pentru a-i înlătura pe conducătorii armatei ruse, însă mai degrabă în momentul de față cred că este plauzibil faptul că Prigojin a fost folosit tocmai pentru că Vladimir Putin să vadă cine ar putea fi oamenii care ar putea trăda regimul de la Kremlin, fiind conștient că mai devreme sau mai târziu se va lovi de o rezistență din partea acestora. Să nu uităm că cel puțin în mod oficial au fost doi generali de armată care au trecut imediat de partea lui Prigojin și mulți alții despre care încă nu avem informații în momentul de față. Totuși, trupele Wagner au avut niște succese foarte rapide și au înaintat pe teritoriul Federației Ruse fără a întâlni foarte mare rezistență. Deci Lukashenko a fost cel care a mediat. Este o întrebare foarte bună, poate și pentru că Vladimir Putin nu își va asuma niciodată în mod oficial acest scenariu, totuși au murit câțiva soldați ai Federației Ruse și motiv pentru care... Dar a moderat cu adevărat acest diferend Lukashenko sau a fost doar o operațiune grandioasă de PR politic? Al cărui purtător de cuvânt a fost Lukashenko. Da, repet, orice discutăm acum sunt scenarii, pentru că nu avem informații clare.
dar ca Lukashenko să fie într-adevăr un purtător de cuvânt pentru Vladimir Putin și să îi negocieze lui Vladimir Putin problemele interne, cred că ar fi o lovitură de imagine foarte mare pentru Kremlin. Nu este exclus acest și acest scenariu, dar cred că mai degrabă Putin vrea să-și ia mâna de pe orice viață pierdută a soldaților ruși de astăzi. Dar mergând pe scenariul tău inițial, că ar fi fost o înțelegere între Kremlin și Prigojin, ce ar fi avut de câștigat sau cu ce a ieșit mai câștigat Putin după ziua de azi? Identificarea vulnerabilităților, lucruri pe care deja l-am menționat, mai apoi pune o presiune suplimentară pe forțele armate, inclusiv pe cei doi generali, Shoigu și Gerasimov, și arată că a demonstrat că Wagner este un mijloc care ar putea să fie util pentru a controla dinamicile politice și militare din Federația Rusă. Da, cu siguranță sunt doar scenarii, așa cum spunea și colegul meu Răzvan Munteanu. Domnule colonel Petrescu, credeți că grupul coagulat în jurul lui Shoigu nu va mai rezista mult, chiar dacă pericolul imediat a fost înlăturat? Este o întrebare de jurnalistă lucidă, dar Vladimir Vladimirovici Putin știe că în momentul în care Shoigu pleacă și e schimbat și Gerasimov, puterea lui abia atunci mai ține de un fir de păr. Atâta timp cât vor fi cei doi generali în pozițiile cheie, el rămâne la Kremlin. Cel care este la Kremlin nu se bazează pe FSB, dovada că Putin își schimbă des bodyguardii, ci pe armată. Armata constituie cu efectivele sale actuale de peste 1.150.000 de militari și mă refer la cei care sunt pe teritoriul Federației Ruse, forța capabilă atât să reprime revoltele, să descurajeze mișcări comparabile cu cea a lui acelui care conduce compania Wagner, dar în același timp, și aici am putut să ajung, reprezintă și un element foarte în dialogul pe care președintele Federației Ruse îl are cu terți. Nu este credibilă moderația președintelui Belarus, pentru că între timp, după cum știți, a încercat să intervină pentru a media între cele două tabere și președintele turc. Intenția sa a fost generoasă, dar nu a avut o finalitate. Ceea ce înseamnă că la momentul discuției sale telefonice cu președintele Putin, lucrurile erau clarificate, dar urmau ulterior să fie date publicității. Ceea ce mă interesează pe mine este concret ce a obținut Prigojin și să vedem ce măsuri va lua Putin pentru întărirea puterii sale, pentru că nu întâmplător, în cursul zilei de astăzi, cei doi președinți ai celor două camere ale legislativului de la Moscova și-au declarat sprijinul pentru președintele în funcție. Mă aștept că asta este metoda lui Putin, ca în perioada următoare în legislativul de la Moscova să apară noi măsuri restrictive pentru cei care ar dori sub o formă sau alta să-l înlăture de la putere. E posibil, domnule colonel, ca Prigojin să fi declanșat acest asalt știind că îi se pregătește anihilarea? Și dacă ar fi așa, cât de mult se poate baza pe asigurările pe care le-a primit în seara asta? Mie mi-a plăcut viziunea analistului Răzvan Munteanu. Sigur că... Deci vă referiți la scenariul unei înțelegeri între Kremlin și Prigojin? Știți, Prigojin, am mai spus la postul dumneavoastră de televiziune, este ținut bine în lanț de către Vladimir Putin. Trebuie să ne dea de gândit de ce Putin în mesajul său televizat nu l-a menționat, da, și de ce doabea într-o reluare a poziției sale, filmată tot la Comandamentul Armatei Ruse din Rostov, acesta a spus că Putin greșește atunci când îi consideră că ei nu sunt patrioți, ei care au luptat în locurile unde i-a trimis Moscova. Deci o înțelegere, cred că a fost inițială, adică înainte de începerea acestei demonstrații de forțe a unui grup de oameni care nu se puteau compara cu forța combativă a Armatei Ruse. Domnule profesor Niculescu, șeful statului major al Statelor Unite și-a anulat o călătorie planificată în Israel și Iordania din cauza evenimentelor din Rusia. Cum se vede acest eveniment din prisma marilor puteri? Doamne, nu sunt o mare putere ca să spun cum se vede din prisma marilor puteri. Pot să spun din modestul meu
post de observație. Asta. Așa, după părerea mea, eu n-aș fi de acord cu prietenul Răzvan Munteanu. Ideea unei, unui scenariu bine pus la punct, foarte bine pus la punct, eu am îndoieli, am rezerve. Nu, cred că există realmente niște falii. Să nu uităm că încă din luna ianuarie domnul Prigojin își manifesta din ce în ce mai vehement și mai virulent opoziția către Șoigu, către ministru, nu îndrăgea să spună către Putin, dar astăzi cu fraza lui vreau să-mi dau viața pentru a elibera Rusia, este destul de clar că era vorba de Putin direct. Însă și-a dat seama că nu a putut crea o masă critică, asta mai degrabă, și l-a moderat. Poate că chiar el a făcut apel la, știu eu, Lukashenko sau altceva și a început să o ia, să o dea mai jos, ciocul mai mic, cum se spune, lucru care s-a întâmplat numai în ultimele 3 ore, să fie foarte clar, după ora 8. Însă ce vreau să spun este că eu cred că sunt niște falii. Să nu uităm că însuși domnul Prigojin era bănuit, deodată chiar el a făcut o aluzie voalată, la faptul că el ar fi în contact cu ucrainienii. Deci e culmea culmilor. El era totuși vârful de lanție, forța de izbire a rușilor, nu spun armatei ruse, fiindcă nu e cazul, a rușilor, a lui Putin, era forța lui de izbire, cum a fost de altfel și în Africa. Iată că, într-un fel sau altul, recunoștea cu jumate de gură că el are niște legături și prin Ucraina. Ceea ce e foarte interesant și cred că într-un caz de oraliere, dacă reușea să creeze o masă critică, puteam spune că războiul este încheiat. Și așa eu cred că lucrurile nu se vor opri aici. Pentru ce a făcut el în oricare țară, indiferent care, ar fi fost curtea marțială imediat, adică probabil urmată de o execuție pentru ce a făcut. Nu ieși așa basma curată, fiindcă spui, știți că m-am înțeles eu cu un prieten, Lukashenko, care tocmai și-a trimis un avion care a ajuns pe la Izmir, și așa mai departe, pe un traseu cât se poate de alambicat, de altfel, cum am văzut după masă. Însă realitatea este că eu cred că lucrurile sunt ceva mai adânci și vom mai auzi de astfel de situații și nu cred că sunt în avantajul lui Putin. Eu cred că Putin a ieșit din figura asta, a ieșit diminuat, numărit. Diminuat imaginea lui publică și așa mai departe, să eliberăm Rusia de Putin, de fapt, să eliberăm de rău. Asta este o frază care va rămâne, indiferent dacă acest individ pe care evident că nu-l simpatizez, este un pirat, a fost borfaș, în 81 a fost arestat pentru tâlhărie, la nivelul ăsta e personajul, de-aia e prieten cu tot felul de tip din toate pârnăile, iertați-mi expresia mea academică, rusești pe care îi scoate la iveală în trupele sale. Acest individ totuși a spus o frază memorabilă, vrea să curete Rusia de rău. Da. Răul sunt minciunile, iarăși alt termen al lui, minciunile și aberațiile lui Putin. Am înțeles. Odată ce trupele Wagner fac ale întoarsă, ne întrebăm cum rămâne cu toate informațiile care anunțau fuga celor mai importanți lideri apropiați de Rusia. Azi presa relata că acest conflict cu trupele Wagner determină liderii de la Kremlin să se refugieze în locuri sigure. Avionul președintelui rus Vladimir Putin a părăsit Moscova cu destinația Sankt Petersburg, însă nu se știe dacă liderul rus s-a aflat la bord. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat informația. Și avionul președintelui Belarus, Alexander Lukashenko, a zburat de la Minsk spre Turcia, iar la bord s-ar fi aflat familia acestuia. Iată! Date obținute de pe platforma Flight Radar indică faptul că avionul oficial al președintelui rus, Vladimir Putin, a decolat de la Moscova cu destinația Sankt Petersburg. Informația a fost confirmată și de Ministerul Ucrainean de Interne. Aeronava a dispărut subit de pe radar în apropierea orașului Tveri, unde se află una din reședințele lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că președintele rus nu se află la bordul aeronavei și că acesta ar fi la biroul din Moscova și lucrează.
Vladimir Putin nu ar fi singurul lider care ar fi părăsit Moscova. Vicepreședintele Consiliului Rus de Securitate, Dmitri Medvedev, ar fi fost și el evacuat împreună cu familia și asistenții din capitală, și premierul rus Mihail Mișustin. Dar și Denis Manutrov, cel mai bogat membru al guvernului rus, s-ar număra printre cei care au părăsit Kremlinul. Panica s-a instalat și în Belarus. Avionul folosit de oficialii din Belarus și de președintele Alexander Lukashenko a decolat de la Minsk cu destinația Turcia, în orașul Bodrum. Potrivit informațiilor din presa internațională, la bordul aeronavei s-ar fi aflat familia dictatorului Belarus. Avionul a urmat o rută ciudată și a ocolit teritoriile din sudul Rusiei, în care se află trupele Wagner. Lukashenko este cel mai apropiat lider al lui Vladimir Putin. Cei doi au avut o convorbire telefonică în care președintele rus și-a informat aliatul despre situația actuală din Rusia. Revin la Răzvan Munteanu, realizatorul CEG Media. Răzvan, în cheia acestor scenarii despre care s-a tot vorbit astăzi și ai vorbit și tu la emisiune, ce rost au avut toate aceste informații care îl dădeau pe Putin ascuns în bunker, pe Lukashenko plecat la Bodrum și așa mai departe? E, dar cred că ne-am obișnuit de avalanșa de informații specifice conflictelor militare, cel puțin din războiul din Ucraina. Evident că rolul lor este de a manipula opinia publică, de a distrage atenția asupra unor evenimente, și sunt operațiuni, sincer să fiu, pe care nu le întâlnim doar de ieri de astăzi. Sunt operațiuni specifice războaielor militare de foarte, foarte mult timp. Pe de altă parte, nu este exclus faptul ca oficialii ruși de rang înalt să fi părăsit Moscova într-un context în care totul putea fi posibil până la urmă în capitala Rusiei de astăzi, deși rezervele mele privind cele întâmplate evident rămân valide. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că inclusiv în cazul unei înțelegeri prealabile între Vladimir Putin și Prigojin, chiar dacă acest scenariu este cel corect sau corect într-o foarte mare măsură, nu înseamnă că nu există o luptă internă în Federația Rusă, o luptă pentru putere, și că nu sunt tabere nemulțumite de modul în care Vladimir Putin conduce Federația Rusă și mai ales războiul din Ucraina. Cu atât mai mult face ca aceste nemulțumiri pe care Putin le simte sau are informații despre ele, cu atât mai mult face ca înțelegerea dintre Putin și Prigojin să fie una de interes comun pentru amândoi. Da, foarte interesant acest conflict care a avut loc între grupul Wagner și Kremlin. A fost unul binevenit pentru ucraineni. Acestea susțin că îndreptarea atenției de la frontul din Ucraina duce spre consolidarea contraofensivei Kievului. Vedem materialul și revenim. În Ucraina există un fel de bucurie cu atenție moderată. În linii mari se spune că apare o șansă pentru o contraofensivă ucraineană de succes în contextul posibilei slăbiri a Rusiei. Deja nu mai este posibilă, că se vede că Rusia este mult mai slabă decât credeau unii. În același timp sunt rezerve vis-a-vis de capacitatea aceasta de lui Prigojin de a construi în continuare un mecanism eficient de preluare a controlului asupra mai multor regiuni. Se discută despre resursele lui Prigojin, despre susținerea lui Prigojin și despre cetățenii ruși care cumva, și din punctul meu de vedere, cumva sunt în afara acestei ecuații. Analiștii cred că Prigojin nu este altceva decât produsul tuturor măsurilor luate de liderii Rusiei. Soarta Rusiei în momentul de față și într-o oarecare măsură și soarta războiului din Ucraina este în mâinile celor care țin arma, care luptă. Poporul, de fapt, este exclus din această ecuație. Observăm mai ales pe rețele de interacțiune socială, Telegram în special, foarte popular pe teritoriul Rusiei, oameni la gări, oameni care încearcă să părăsească statul, oameni care nu înțeleg ce se întâmplă. Prigojin este consecința permiterii la nivel înalt a corupției, a venirii la puterea unor criminali, a implicării în război și în armată, a deținuților, a pușcăriașilor. Prigojin, care a finanțat gruparea Wagner, a fost unealta Moscovei de a purta război hibrid pe teritoriul mai multor state, nu numai în Ucraina. Un succes al acestei rebeliuni ar fi dus la consecințe nefaste, mai ales pentru rușii de rând, cred specialiștii. O posibilă transformare acestei rebeliuni militare într-un război civil
care poate să se întâmple, dar cu consecințe pentru populație, pentru orașe, o transferare a războiului deja pe teritoriul Federației Ruse. Desigur, la Kiev lucrurile acestea sunt văzute bine și este clar, după atâtea luni de război pe teritoriul Ucrainei, își doresc oamenii cumva să observe o transferare a problemelor către sursa acestor probleme, către Moscova. Da, revin la discuția cu invitații mei. Răzvan Munteanu, spunea interlocutorul meu din edițiile precedente ale știrilor pe 1 TV că la Kiev e un sentiment de bucurie cu atenție moderată și că ucrainenii se bucură de tensiunile dintre Putin și Prigojin. În cheia deznodământului din această seară se schimbă atmosfera de optimism cu care ar fi privit poate ucrainenii ce s-a întâmplat azi în Rusia? Sigur, dar probabil că ucrainenii ar fi fost cei mai bucuroși ca Federația Rusă să se avute într-un conflict intern care să destabilizeze, Moscova și evident că ar fi avut un impact destul de ridicat pe teritoriul Ucrainei. Pe de altă parte, din păcate am văzut inclusiv în presa noastră voci care și-ar fi dorit o schimbare a regimului lui Putin, ceea ce evident este de dorit, dar trebuie să fim atenți și cine ar putea să vină după Vladimir Putin, pentru că sunt iarăși scenarii care pot aduce la Kremlin un lider mult mai dur și mult mai puțin previzibil decât Vladimir Putin. Sunt și astfel de scenarii, dacă tot am intrat pe acest tărâm al posibilităților în contextul fragilizării poziției lui Putin? Este greu de crezut sau este greu de vehiculat un nume în momentul de față. Serghei Șoigu era cândva văzut ca unul dintre posibili locuitori al lui Vladimir Putin, improbabil, ținând cont de evoluția războiului din Ucraina și a capitalului de imagine afectat pe care atât Șoigu cât și Serghei Gerasimov îl au în momentul de față. Pe de altă parte, vă dați seama că Prigojin nu cred că ar putea fi luat ca o variantă serioasă de înlocuirea lui Vladimir Putin. Este folosit în același timp și de Vladimir Putin ca să arate populației din Federația Rusă că pot fi variante mult mai rele decât el la conducerea Kremlinului. Da, domnule colonel Petrescu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. E un moment mai bun azi pentru Ucraina decât era zilele trecute după acest incident? În primul rând aș vrea să fac precizarea că atâta timp cât nu este o defecțiune majoră la nivelul conducerii armatei ruse, Putin rămâne președinte. Restul sunt detalii. În al doilea rând, nu a avut nicio influență această desfășurare internă din Rostov spre Moscova asupra frontului de est. Au fost aceiași combatanți, aceeași greutate a noilor brigăzi înființate de către armata ucraineană, oficial 9, după unele surse 12, după o sursă franceză 15, au pătruns, mai ales în Zaporojie, în partea de vest și de est a acestei oblast, dar nu mai mult de 7 km, asta datorită câmpurilor de mine și tranșeilor care sunt instalate pe culm, de unde pot fi folosite cu succes mitraliele de către militarii ruși. Adevărata contralovitură, așa cum a precizat statul major al armatei ucrainene, urmează să vină și ea va fi condiționată de doi factori. Să fie o lovitură bazată pe utilizarea masivă a tancurilor date de aliați și să beneficieze de un sprijin aerian adecvat. Da, dacă am vorbit despre cum s-a văzut această rebeliune a lui Prigojin din Ucraina, să vedem cum s-a văzut din Rusia, pentru că prețul biletelor de avion în Rusia a explodat în urma panicii create în jurul conflictului dintre grupul Wagner și liderii de la Kremlin. Prețurile au crescut și de 4 ori, însă chiar și așa la unele zboruri, biletele s-au epuizat rapid. A fost panică mare în Rusia, în special la Moscova, după ce grupul Wagner a anunțat că soldații săi se îndreaptă spre Moscova. Panica i-a împins pe oameni să caute rapid metode de a părăsi țara, ceea ce a dus la o epuizare rapidă a biletelor de avion. Cum intrarea în Uniunea Europeană le este interzisă cetățenilor ruși, ei au ales să se ducă preponderent către destinații din Asia. Din cauza cererii foarte mari, prețurile biletelor au crescut și de 4 ori. Spre exemplu, un loc într-un avion către Istanbul, care costa în jur de
8.000 de ruble, adică echivalentul la 100 de euro, ulterior a crescut la 35.000 de ruble, adică aproape 400 de euro. O altă destinație populară a fost Erevan, capitala Armeniei, iar prețul spre această destinație a crescut de la 36.000 de ruble la peste 150.000 de ruble. O scădere mai mică s-a înregistrat la zborurile către Kazakhstan, în Almaty, unde prețul a crescut de la 36.000 de ruble la 48.000 de ruble. Totodată și marile bănci din Rusia au mărit cursurile de schimb valutar ca urmare a insurecției armate a grupului Wagner. Cursurile au fost crescute față de rata băncii centrale de 84,1 ruble pe dolar și 91,5 ruble pe euro, cu până la 15 ruble. Da, domnule profesor Niculescu, așadar creșteri de preț record la biletele de avion dinspre Rusia. Un singur exemplu, spre Turcia, de la 8.000 de ruble la 35.000 de ruble. Ce spune asta despre starea de spirit a rușilor de rând? Păi ce părere aveți despre avioanele private ale magnaților ruși, personajele acelea oligarhi și așa mai departe, care au decolat, se pare, masiv în ziua de astăzi. Deci eu aici continui să spun, dacă asta a fost ceva bine orchestrat și bine pus la punct, atunci, Dumnezeule, domnul Putin în niciun caz nu iese din această afacere mărit, ci cu prestigiu știrbit, mult știrbit. Și cred că, de fapt, asta trebuie să reținem. Eu aș fi curios să văd dacă măcar una dintre revendicările acestea, să spunem, tehnice, practice ale lui Prigojin, de exemplu, înlăturarea lui Șoigu, sau celuilalt general, se vor pune în practică, măcar unul, ca să primească un fel de satisfacție. Aș fi curios să văd lucrul ăsta, însă ce s-a văzut acolo, s-a văzut o slăbiciune. Până la urmă, fraza celebră, Rusia este un gigant cu picioare de lut, e destul de verosimil. Am văzut că, practic, este la îndemâna unei grupări care înaintează vreo 500 de kilometri fără opoziție în interiorul Rusiei, ba din contră, aplaudată de populația din Rostov pe Don, primeau mâncare, primeau alimente, primeau diferite bunuri de la consum gratuit, lumea îi aplauda, ceea ce înseamnă că starea de spirit, să nu uităm oamenii aia care încercau să fugă, care încotro când venea ordinul de chemare la oaste, nu? Cu arcanul la oaste, încercau să fugă cozile către Finlanda, până s-a putut trece în Finlanda, apoi către Erevan, către Azerbaijan, către Turcia. Asta ți-a arătat că lumea războiului este profund impopular și asta este adevărata falie pe care a scos-o în evidență puciul, sau tentativa de puci de astăzi și de ieri seară. Ziua de 23 și ziua de 24, astăzi, cred că intră în istoria negativă a Rusiei, dar într-o istorie, de fapt, pozitivă a lumii și a populației, a statului rus, dar nu a poporului rus, care va ține minte momentul ăsta și cred că asemenea momente se vor repeta, vom mai întâlni crize de genul acesta și nu se știe dacă ceea ce miza, cred, Prigojin, adică să aibă, eu știu, Piața Roșie să vină invadată de oameni care se scandeze jos Putin și clica sa, nu se va realiza la un moment dat, dacă nu se va înfiripa o masă critică. Să nu uităm că există un om care se numește Navalny în fundul unei temnițe în Rusia și împreună cu el mai sunt alții, acum 2-3 zile mâna sa dreaptă, o doamnă foarte distinsă, a fost condamnată la 7 ani închisoare. Deci există o opoziție activă, numai ca pe vremea Uniunii Sovietice, în care erau 1-2 oameni, cum a fost marele Andrei Saharov sau alții care s-au bădat puțin, foarte puțin, Ida Nudel, știu eu, câteva nume de genul acesta, Repuznici, Yuri Orlov și așa mai departe, erau o mână de oameni. E, acum sunt zeci de mii de oameni care au coborât în piață în decursul unui an întreg și mai bine de un an de război. Deci există o falie, există o impopularitate manifestă a acestui război, altfel n-ar încerca tot să fugă care încotro, precum potârnichile
când primeau hârtia de recrutare, nu astăzi. Astăzi este un epifenomen, de vorbesc de cel petrecut atunci când veneau hârtiile de preceptare în armată, de chemare la arme. Ori acest lucru în niciun caz nu este în avantajul lui Putin, în niciun caz. Cred că Rusia este, Rusia oficială putinistă este mult umilită și înjosită de ce s-a întâmplat astăzi, iar prestigiul lui Prigojin s-ar putea să crească. Da, grupul Wagner are de altfel o adevărată rețea de conexiuni politice, preponderent în Africa, de unde obține și venituri consistente. În doar câțiva ani, grupul Wagner a reușit să-și extindă influența în mai multe țări africane, totul în detrimentul Franței, iar de la noi săi parteneri africani, grupul Wagner exploatează vaste cantități de aur și petrol pe care ulterior le exportă. Implicațiile acestor informații după ce vedem materialul. Mali, Burkina Faso, Sudan sau Libia, acestea sunt doar unele dintre țările africane în care grupul Wagner a reușit să-și extindă operațiunile în termen de doar câțiva ani. În Libia, aproximativ 2000 de soldați ai grupului Wagner controlează accesul la câmpurile petroliere bogate din vestul țării. În plus, au susținut și regimul generalului Khalifa Haftar atunci când acesta a încercat să elimine guvernul libian recunoscut de ONU. A fost necesară intervenția directă a Turciei pentru a împinge înapoi forțele libiene susținute de grupul Wagner. Tot acesta s-a implicat însă și în războiul civil din Sudan, unde a profitat de o erodare a influenței Egiptului. Liderul grupului, Evgeni Prigojin, susține forțele rapide de suport conduse de generalul Mohamed Hamdan Dagalo cu arme ușoare, rachete antiaeriene și instruire. În schimb, grupul Wagner are acces la resursele abundente de aur din estul Sudanului. Ulterior, aurul este trimis către restul lumii prin Republica Central Africană. Aceasta, din urmă, este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei, guvernul fiind practic controlat de Kremlin. În Republica Central Africană, grupul Wagner exploatează aur și esențe rare de lemn, iar în curând statul african ar putea găzdui până la 10.000 de soldați pe teritoriul său. Acestea nu sunt singurele țări africane în care grupul Wagner operează. El mai este prezent și în state precum Mozambic, Angola, Zimbabwe sau Congo. În unele dintre aceste țări, grupul Wagner are centre logistice, în altele exploatează resurse și în unele a demarat programe de instruire a forțelor armate locale. Această evoluție a avut loc preponderent în detrimentul Franței, care până recent era unul dintre statele occidentale cu o influență puternică. Spre deosebire de grupul Wagner, însă, Franța impune condiții pentru acordarea de ajutor militar, astfel că multe guverne africane corupte preferă să renunțe la colaborarea cu Franța și să apeleze la cele ale grupului Wagner. Da, Răzvan Munteanu, până în acest moment nu se știa ce presupune acordul convenit între șeful Wagner și Lukashenko, dar potrivit lui Peskov, dosarul penal deschis de FSB vineri va fi închis, iar Prigojin trebuie să se mute în Belarus. Ce înseamnă asta? Da, este foarte interesant faptul că Prigojin va trebui să se mute, în Belarus. Este clar că dacă asistam la o negociere fățarnică sau nu, trebuia ca acest dosar penal al lui Prigojin să fie ridicat. Mai apoi să nu uităm că Prigojin ar fi trebuit să se bucure de un dosar penal deschis de către FSB cu multe luni în urmă, când a început să critique pățiși și să atace declarativ armata Federației Ruse. Pe de altă parte, mutarea sa în Belarus ar putea să fie atât o garanție de securitate pentru Prigojin, dar cât și o posibilă diminuare a influenței sale în ceea ce privește operațiunile Wagner în Ucraina. Și în concluzie, ce ar urma odată cu diminuarea influenței lui? Rămâne de văzut. Dacă, în primul rând, dacă Wagner va mai rămâne să activeze în Ucraina, este foarte probabil că acest lucru se întâmplă, dar să nu uităm că există un contract între Wagner și Ministerul Rus al Apărării care se încheie pe 1 iulie. Acel contract încă nu a fost prelungit. Ba mai mult, Prigojin a anunțat că nu va dori să mai încheie acest contract cu Shoigu și Gerasimov. Da. Deci rămâne de văzut în primul ce se va întâmpla cu Wagner, dacă va activa în Ucraina sau nu și dacă pârghiile principale pentru conducerea grupării vor rămâne în mâinile lui Prigojin sau nu. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, deși Wagner este oficial o structură privată militară, este controlată în toate deciziile și
sistemele sale importante de decizie de către Federația Rusă, serviciile de informație și nu numai. Da. Inclusiv personaje cheie din conducerea Wagner sunt foști ofițeri de rang înalt în FSB sau SVR, serviciile de informație ale Federației Rusă. Da. Domnule Petrescu, așadar rebeliunea militară rusă se încheie, iar Prigojin trebuie să se mute în Belarus. Ce înseamnă asta pentru operațiunile din Ucraina? Să nu ne pripim, ceva nu se leagă. Pentru că, de fapt, enervarea lui Prigojin inițial a fost că de la 1 iulie compania Wagner trebuia să treacă în subordinea Ministerului Rus al Apărării, ceea ce însemna că el devenea un simplu pion. În al doilea rând, dacă a acceptat să-și retragă coloana care era în drum spre Moscova și mai nou o serie de subunități părăsesc Rostovul, înseamnă că totuși a obținut ceea ce își propunea. Dar el nu poate să accepte, cel puțin din perspectiva unui bărbat care a spus unele adevăruri cu prilejul acestei revolte, să aibă o poziție de pion în Belarus. Prigojin rămâne în istoria ultimelor ani prin afirmația că nu trebuia să se declanșeze război împotriva Ucrainei, că Șoigu l-a mințit pe Putin, că nu existau elemente neonaziste pe teritoriul ucrainean și numai pentru gloria de a primi gradul de mareșal, mă refer aici la Sergei Șoigu, s-a dorit această operațiune. Deci, la nivelul informațiilor care le avem la nivelul acestei seri, este interesant ce a spus dumneavoastră, dar eu mă îndoiesc că va ajunge în Belarus Prigojin. Sigur că informații vin și din Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky spune că slăbiciunea Rusiei a fost dezvăluită. Un purtător de cuvânt al apărării ucrainean, numind această rebeliune, citez, un semn al prăbușirii regimului Putin. Vom vedea ce se întâmplă. Le mulțumesc invitațiilor mei pentru prezență, pentru comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție. Noapte liniștită tuturor. La revedere!